Ziua de 22 martie este dedicată în fiecare an apelor. Astfel, tinerii din cadrul asociației Mode of Life împreună cu reprezentanții SECO Mehedinți au văzut cum decurge procesul de curățare a apei pe care o bem zilnic de la robinet. Tinerii au fost încântați de această experiență, mai ales că toată săptămâna au organizat diferite acțiuni de ecologizare ale râurilor din întreg județul. 12 tineri, membri ai asociației Mode of Life, au mers la stația de tratare a apei din Drobeta, Turnu Severin. Aici, reprezentanții SECOM le-au explicat întregul proces de curățare a apei până când aceasta devine bună de consumat. Pandemia prin care trecem ne-a amintit încă o dată despre adevărata valoare a apei. Prin urmare, tema din acest an a Zilei Mondiale a Apei este chiar aceasta, să valorizăm apa, care are rolul de a ne face să conștientizăm cât de important este să avem grijă de resursele de apă, atât calitativ cât și cantitativ. Societatea SECOMESA are obiectivul de a livra către robinetele consumatorilor apă de cea mai bună calitate. Așa cum ați văzut, apa obișnuită din tunăre trece printr-un procedeu tehnologic complex până să ajungă la robinetele consumatorilor, astfel încât ea să fie perfect potabilă și bună pentru consum. Reprezentanții Asociației Mode of Life spun că aceasta este ultima acțiune organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Apelor, după ce întreaga săptămână tinerii au luat parte la o serie de activități de ecologizare a râurilor din județ. Cu ocazia Zilei Internaționale a Apei, zi sărbătorită în fiecare an pe data de 22 martie, Asociația Mode of Life din Drobeta, Turnu Severin finalizează ultima acțiune din seria de evenimente intitulată Săptămâna Apelor. Cu ocazia zilei de astăzi, împreună cu partenerii noștri de la SECOM, am organizat o vizită pentru copii la stația de tratare a apei din Turnu Severin. Seria de acțiuni a început pe data de 12 martie. Avem 10 zile de activități pline, cu activități de ecologizare, ateliere interactive, vizite la laboratorul de tratare a apei și la stația de tratare a apei de la SECOM. Activitatea noastră a fost una interesantă, a trebuit să vizităm centrul de filtrare și de filtrare a apei din Severin. Am vizitat mai multe stații, stația de filtrare, de clorinare și laboratorul. E un proces foarte interesant și e bine că știi și noi în sfârșit exact cum ajunge apa la noi, la robinete. A fost o experiență foarte plăcută. Chiar bine, a fost foarte deschis și oamenii de aici au răspuns la toate întrebările. A fost foarte interesant. Am aflat cum ajunge apa la noi acasă. Am vizitat două stații, stația de tratare și stația de clorare. Am aflat că în apa de la robinet este și puțin clor. Ce ai înțeles tu din toată activitatea? Am înțeles cum ajunge apa pe la noi acasă, am și vizitat două centre de tratare și de clorare. Toată săptămâna a fost dedicată apelor, iar tinerii, membrii ai asociației Mode of Life, au organizat acțiuni de ecologizare a râurilor din Mehedinți, de unde au adunat peste 600 de saci de deșeuri.